Exercițiul numărul 498 din culegerea de admitere București, complement simplu. Ce volum de etenă în condiții normale este necesar pentru a obține 5.000 kg de oxid de etenă de puritate 88% cu un randament de 80%? Mai întâi, pentru a rezolva această problemă, trebuie să scriem reacția. Deci am zis exercițiul numărul 498. Și să scriem reacția dintre etenă plus oxigen rezultă oxid de etenă, care este un compus ciclic, și atât, ca să egalăm, aici o să avem nevoie de 1 pe 2 oxigen și reacția are loc în prezența argintului la 250 de grade Celsius. Și acest compus se numește oxid de etenă. Etenă sau etilenoxid sau epoxid. Toate aceste variante sunt corecte. Și să vedem ce ni se mai zice în problemă. Masa de oxid de etenă este 5.000 kg. Puritate oxid este 88%, iar randamentul este 80%. Dacă ni s-a dat puritatea oxidului de etenă, înseamnă că masa de care ni s-a spus este de fapt masa impură. Și noi trebuie să calculăm masa pură pe care să o folosim în reacție. Deci puritate oxid este masă pură supra masă impură ori 100. Deci, masa pură este masa impură, care este 5.000 de kg, ori puritatea oxidului, care este 88, totul supra 100. Adică 50 ori 88, adică... Putem să calculăm sau putem să lăsăm așa. Dacă lăsăm așa, la un moment dat se vor simplifica cu siguranță niște date. Haideți să calculăm totuși. 4.400 kg. Aceasta este masa pură de oxid de etenă. Acum să calculăm numărul de mol de oxid de etenă ca să îi punem pe reacție. Pentru asta avem nevoie de masa moleculară a oxidului de etenă, care este carbon este 2 ori 12 plus 4 oxigen plus 16, adică 24 plus 20, adică 44 grame pe mol. Deci numărul de moli de oxid de etenă sunt 4.400 de kg. Supra 44 grame pe mol, am folosit formula. Deci o să ne dea 100 kmol. Atenție, pentru că aici am lucrat în kilograme. Deci numărul de mol de oxid de etenă sunt 100 kmol. Să scriem și pe reacție. Am notat numărul de mol de etenă cu X, unde X o să fie 100 ori 1 supra 1, adică 100 kmol de etenă. Bun, deci din 100 de kmol de etenă s-a obținut 100 de kmol de oxid de etenă. Dar, pentru că ni s-a dat randamentul, înseamnă că reacția nu a fost totală, s-au mai pierdut din kmol. Deci dacă din 100 de kmol de etenă s-a obținut 100 kmol de oxid de etenă, înseamnă că inițial am introdus în reacție mai mulți de 100 de kmol de etenă. Pentru că o parte din acei kmol s-au pierdut, ajungând în final la 100 de kmol care au dat 100 de kmol de oxid de etenă. Deci acești 100 kmol de oxid de etenă reprezintă numărul de moli practic.
Randamentul, știm că este numărul de moli practic, supra numărul de moli teoretic ori 100, rezultă numărul de moli teoretic de etenă este egal cu numărul de moli practic supra randament ori 100. Adică 44 supra 80 ori 100, adică 440 supra 8. Deci numărul de mol teoretic de etenă este egal cu numărul de mol practic, adică 100, supra randamentul care este 80, totul înmulțit cu 100, care o să ne dea 125 de kilomoli. Kilomoli etenă. Deci 125 de kilomoli de etenă au intrat în reacție și s-au pierdut 25 de kmol de etenă, ca mai apoi acești 100 de kmol să dea 100 de kmol de oxid de etenă. Bun, și nouă ne cere volumul. Dacă ne cere volumul, să-l calculăm aici. Volumul este numărul de moli ori 22,4, adică 125 kmol ori 22,4, adică 2800 metri cubi, pentru că am calculat kilomoli. Din kilomoli se obțin înmulțind cu 20,4 metri cubi. Deci varianta corectă este varianta B.